Bună ziua și bine ați venit la Centrul Cultural Multifuncțional Tofteana. Vă mulțumim pentru faptul că ați dat consilidației noastre. Fiecare dintre cei care sunteți proprietari de pădure și moștenitori de funcțiilor, o poate probabil n-a venit, dar cei care au venit o să auziți despre ce este vorba. Dar mai întâi de toate aș face prezentările, spunându-vă faptul cine este alături de noi și dacă începe domnul prefect al județului Bacău. Bună ziua, bine m-am găsit. Așa. Domnul Bogdaner, care a fost prefectul județului Bacău, care e împreună cu dumneavoastră, am pornit această acțiune de măsurătoare pădurilor și așa mai departe. Domnul secretar general a prefectului județului Bacău, domnul director de la Oficiul de Cadastru al județului Bacău și domnul deputat Vasile Bodaga, care ne-a acordat primul sprijin, că ne-a luat în orașul Moimești, apropiat aici de noi și ne-a acordat primul sprijin de fiecare dată. Dar mai întâi dau cuvântul domnului prefect al județului Bacău, după care o să revin să explic celelalte lucruri și să nu vă spun asta. Vă spun chiar pe înțelesul tuturor, să înțeleagă fiecare dintre noi motivul pentru care astăzi sunteți prezenți aici. Poftiți, domnului prefect. Mulțumesc, domnule primar. Eu zic să vorbim de scaune, să nu ne mai formalizăm, pentru că, în primul rând, domnule primar, vă mulțumim de invitație. Am discutat mult în ultimul timp cu domnul primar și am stabilit de comun acord că mânarea acestor titluri de proprietate să-l facem celebr. Mânăm împreună aici, acasă, la dumneavoastră. Eu mă bucur și mă bucur că lângă mine este fostul prefect prezent. Putem spune că, în sfârșit, pentru proprietarii din Tofteana s-a făcut dreptate. Ani, mulți ani, s-a muncit la aceste titluri, mai ales moștenitorii, proprietarii de drept, au fost plimbați pe fel și fel de drumuri, pe fel și fel de prin instituții ale statului, dar munca începută de fostul prefect Lucian Bogdanel, am reușit să o finalizez împreună cu echipa din prefectură și cu OCPI-ul, am reușit să o finalizez eu. Încă o dată vreau să le mulțumesc și colegilor mei pentru munca depusă, în special doamnei director la OCPI, care a răspuns prompt și a dat drumul la documentații. Celelalte instituții, mă refer la Direcția Silvică și Garda Forestieră de la Suceava, am primit primele 5 titluri de pe raza OAT-ului Tofteana. Urmează, dar o să ne prezinte doamna director exact cum nume și nume, urmează celelalte titluri să vină, sunt în verificare la Garda Forestieră de Suceava. Domnule primar, vă felicit și pe dumneavoastră, pentru că fără implicarea domnului primar și a colegilor domnului primar din primăria Tofteana, acest lucru nu era posibil și vă felicit pentru că, în sfârșit, ați adus mulțumirea în rândul oamenilor. Probabil eu am întâlnit în instituția prefectului dosare și titluri, emiteri de titluri de proprietate, în care proprietarii de drept nu mai sunt în viață. Cam atât de mult au durat procedurile și acordarea celor dinaintea noastră legat de împroprietărirea legală și de drept al cetățenilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și o să vă rog, doamna direct, o să dau cuvântul fostului prefect să ne spună și istoricul acestor titluri de la început, după care doamna director ne va prezenta situația lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule
Perfect. Domnule Tenbac, domnule deputat Uzeacă, doamna director Romescu, doamna secretar general, dragi locuitori ai satului Cucuieț. E o istorie întreagă când domnul primar m-a abordat în urmă cu un an și mai bine, doi aproape, spunându-mi că pădurea dumneavoastră, terenul de peste 700 de hectare pe care l-ați stăpânit întotdeauna de vă mașini și v-ați înțeles foarte bine la dumneavoastră în sat, nu are acte de proprietate, cetățenii nu au acte de proprietate, pe care de consecință din posibilitatea de a încheia contracte de bază cu sindicul sau de a interveni pentru a valorifica lemn de foc, lemn pentru încălzirea dumneavoastră. Și știu că ne-am havat la momentul respectiv la o muncă în care primăria Bofteana a cheltuit o mică avere pentru a vă cadastra toate cele 700 și 20 și ceva de hectare. 93. Am realizat o balanță a terenurilor de acolo, ce pădure, ce funați, alte categorii de folosință a celor terenuri. Am luat acte din anii 30 până în anii 2002-2003, primele puneri în posesie făcute de Comisia Județeană de Foc Forcean, sigur, regretabil, care luase fără emiterea unor titluri de proprietate pe baza acelor hotărâri din urmă cu 20 și ceva de ani. Bineînțeles că măsurătorile făcute de atunci s-au realizat cu tehnologia de atunci, o tehnologie care nu mai reflecta o realitate din teren și de timp. Mulțumită eforturilor depuse de Primăria Bofteana și a serviciilor de cadastrare contractate, am avut o oglindă mult mai clară acestor terenuri, a proprietarilor acestor terenuri. Și sigur, eu mulțumesc și efortului, mulțumesc instituțiilor care au fost alături Oficiului de Cadastru, Direcției Silvice, Gărții Forestiere de la Suceava, pentru că ea e ultima care apasă trădaciul pentru emiterea acestor titluri de proprietate, că au înțeles faptul că la Cucuieț trebuie să facem o ordine în această devărmășie și niște oameni care au stăpânit întotdeauna aceste păduri prin moșii, strămoșii, părinții dumneavoastră, bunerii dumneavoastră, bunicii dumneavoastră, probabil toți dumneavoastră viitori, să poată dispune cu acte în regulă și cu titlul de proprietate de această pădure. Iată, suntem la începutul sfârșitului, îmi place mie să spun, pentru că aceste prime 5 titluri de proprietate vor fi cu siguranță urmate de alte titluri când am plecat din prefectură și am predat conducerea instituției către bunul meu coleg și prieten Claudiu Nișanu. Erau vreo 20 de dosare, parcă în lucru la instituțiile de profil în vederea avizării și transmiterii către Garda Forestieră pentru emiterea titlurilor de proprietate. Deci, încetul cu încetul, în timpul următorilor ani, cel mai probabil, doamna Lunescu, dacă nu am așteptat, vom descrici aceste 700 și ceva de etare, vom stabili care sunt proprietare și veți putea utiliza aceste păduri și veți putea beneficia de foloasă de acestor păduri sau suprafețe de teren în bune condiții și în condiții legale. Eu, dați-mi voie să-l fericit pe domnul primar Ioan Bujor pentru efortul extraordinar făcut. Nu o să mai întâlniți o primărie în județul Bacău care s-a apucat să topocadastreze 725 de hectare de păduri în vederea lămuririi situației proprietarilor private, ca dumneavoastră, locuitorilor comunii și a satului Cucuieț. Și pentru asta merită domnul primar toate felicitările și toate cinstea dumneavoastră, în primul rând. Și totodată, în timp, vreau mulțumi instituțiilor de concentrate și colaboratorilor care au fost aproape de acest efort instituțional. Știți foarte bine că instituțiile mai degrabă sunt calate spre o autoconservare, spre o anumită temporizare, o anumită inerție, dacă vreți, birocratică. Dar iată că după un an și ceva, următorul prefect, domnul Ilișanu, a preluat aceste dosare și, practic, le-a dus la bun sfârșit și, în continuare, celelalte câteva zeci care sunt în lucru vor urma același curs și același făgaș normal, făgaș al legalității, în beneficiul dumneavoastră. Felicitări, domnule primar, felicitări, domnule prefect, și sper ca instituțiile
tot acest clas de avizare și de evitare a titlurilor de proprietate să lucreze la același tempo, astfel încât titlurile astea să fie emise cât mai repede și să vă puteți bucura de proprietatea pădurilor și fundațiilor pe care le dețineți pe lacul Băieț în cele 700 și ceva de hectare. Mulțumesc și predau microfonul domnului. Mulțumim. Bună ziua! Vă rog frumos să scuzați un pic emoțiile. Vreau să vă spun că reprezint oficiul de catastru Bacău și aveți în instituția noastră un partener de mare nădejde. Nu voi spune prea mult, vreau doar atât să vă spun că cele 5 titluri care vor fi în mâna de noastră vor fi urmate de altele, dar vă va explica domnul primar situația lor. Vreau doar să vă spun că aceste titluri vor fi cumulate de încheierea de carte funciară și de extrasul de informare. Dumneavoastră nu veți mai avea de făcut niciun drum la nicio altă instituție decât la primul eventul cu a vă înscrie la lor eventual, dacă nu ați fost deja înscriși. Puteți proceda la orice operațiune juridică de mâine începând din momentul în care aveți acest extras de carte funciară. Și așa va fi situația de acum înainte la toate titlurile care vor fi eliberate pentru terenurile situate în extravilanul ATO-urilor. Pentru celelalte, pentru situația celorlalte titluri, o să-i dau cuvântul domnului primar pentru să știe situația mai bine și vă și cunoașteți. Ca să vină și era acum niște nume, ar fi poate prea impersonal pentru mine, dar domnul primar fiind un loc și știindu-vă de la bun început, poate va da o altă dacă aceste prezentări. Mulțumesc frumos! Și oricând, cadastru, să știți că de orice alte probleme aveți o ușă deschisă pentru înlăturirea situației juridice a proprietăților dumneavoastră. Mulțumesc! Da, vă mulțumim tuturor celor antivorbitorii mei care ați vorbit până în prezent, dar aș trece totuși la fapte. Dumnealor au explicat în mare situația celor 723 de hectare de pădure din satul Cucuieți, dar eu, de 16 ani, am trecut prin multe documente împreună cu doamna secretară Mariana Spoială, fără că este la pensie și mulțumesc pentru faptul că astăzi a venit, a lucrat personal în aceste documente, împreună cu cei care sunt reprezentanți de acestor legislatori și împreună cu mine. O parte dintre dumneavoastră, în momentul în sală, a fost prezent la ședința noastră de la comună, să spunem așa, de la Prefectura Județului Bacău, momentul în care era prefect domnul Lucian Băudănel, care v-a vorbit mai înainte și v-a vorbit despre faptul că ce în ultimii un an jumătate, doi ani, m-am dus la dumneavoastră. Poate dumneavoastră credeți faptul că eu, de când tot vorbesc de 16 ani, m-am trezit sau mi-a trezit ideea să mă duc unul cu doi ani la prefectură, lucru care nu este adevărat. Noi, între timp ce am făcut această pădure, 723 de hectare, care este generată de 160 de proprietari. Deci, bunici și răzbunicii noștri au fost 160 de proprietari care au cumpărat cu bani pădurea Moșia din satul Cuieți. Cei 160. Ei, acei 160 generează 723 de hectare. Cele 5 tipuri de proprietate de astăzi generează 91 de proprietari. Cum ar fi Tanti Maria Rodină, care are, ea este singura cicădan, tu ai fost cu mine la prefectură și ea generează cei 4 moștenitori. Bucur Gheorghe, Mărioara, Ion și Vasile, nu? Te cunoașteți? Vă știu destul de bine. Care a fost o problemă cu identificarea spațiului respectiv, a suprafeței respective, v-ați deplasat în teren în cadastru, s-a fixat poziția unde este și lucrurile s-au rezolvat și astăzi aveți titlul de proprietate. Aș vrea să fie un pic de liniște și vă mulțumesc pentru faptul că într-adevăr este și ați venit cu toții, să fim un pic atenți că eu de 16 ani ce am făcut? Eu, de unul cu aparatul de specialitate și consiliul local, s-au investit mari sume de bani. Cred că dacă fac un calcul exact sau am mai făcut una aproape, când mă duc aproximativ până astăzi la 3 miliarde. Vă vorbesc în bani pe înțelesul tuturor. Motivul care este? La intrarea în posesie, în momentul când am semnat intrarea în posesie, au fost nevoie de multe declarații care ele au fost date și au stat la baza intrării în posesie în fața notarului care este doamna notarul Îngrolescu aici de noi și mulțumesc pentru faptul că a venit. Motiv pentru care ne va lămuri și
inclusiv doamna directorul oficii de cadastru, care sunt următorii pași ai noștri începând cu data de astăzi. Motiv pentru care v-am promis că îmi voi duce cele promise la bun sfârșit și într-un cuvânt îmi voi duce crucea până la capăt dacă Dumnezeu sunt sănătos. Păcat că nu este prezent, datorită unor motive bine întemeiate, domnul inginer Flacăra, care a lucrat tot la copilul meu aici, mă iertați, domnul inginer. Dar vă rog frumos să poftiți aici alături de noi, poate mai e nevoie de o întrebare. Mă iertați că nu v-am văzut, mă scuzați. Poftiți aici în față. Deci domnul inginer Flacăra, împreună cu inginerul Andreez, cu cei de la Opolul Silic, care au depus, fiind și de specialitate, au depus efort alături de noi. Dacă vă uitați în titlul de proprietate, o să vedeți astăzi că scrie acolo UV, UB, sunt niște termeni în care dumneavoastră le stăpânește destul de bine cu proiectarea în teren a fiecarei suprafețe de pădure. O să cediți în titlul de proprietate astăzi și vedeți că pădurea a fost dată înapoi, asta nu este pădure retrocedată. A fost pădure cumpărată în 1933 de către bunici și celălalt bunici noștri și la ora actuală dăm un titlu de proprietate noi în anii 2024, după mulți ani de zile, și dăm în baza legii 1 pe 2000 și baza legii 247. Baza legii 247 este cea lege care prevede destul de clar, nu se pune în poziție niciun fel sau nicio suprafață de terenul vegetației psihnică forestieră, fără ca ea să fie însoțită de o schiță cadastrală. Schița cadastrală, știți ce înseamnă? Adică suntem poziționați toți în o anumită poziție într-un bloc fizic și cu cine ești vecin, obligatoriu trebuie să știți, cu Pablo, mai cu Pablo, Neculai sau cu Bucur sau Cazat, cu cine este el. Bun. Mai departe să merge, să explic toate lucrurile. Dumnealor știe cei care sunt alături de mine, mai ales fiind despre încercate doamna director de la Oficiul de Cadastru, dar o să vedeți așa. Eu am un duplicat, deci mi-am găsit la secretara la Pătășoara Țipre. Și îmi este aici în față și spune așa. Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului constituită în baza Ordinului Prefectului numărul 248, scuzați, din 15.04.2024, deci 15.04-15 aprilie, așa, analizând propunerile comisiei comunale, așa, în baza prevederilor legii numărul 18/1991, a legii numărul 1/2000 și a legii numărul 247/2005, cu modificările ulterioare, emite următorul titlu de proprietate. Persoană fizică, Cazacu Medioarhe. Deci, Nea Gheorghe, eu văd că este aici, dar vorbim despre tatăl dumneavoastră, Nea Gheorghe, da? Da. Așa. Moștenirea lui Cazacu Medoa, deci frate cu Nea Gheorghe. Nea Toma parcă era aici, l-am observat și eu aici, așa. Melinte Mea Caterina, este una dintre surorile dumneavoastră, nu Nea Toma? Da. Așa. Cazacu Mea Ștefan, un alt moștenitor. Deci pe Cazacu Mea Gheorghe îl moștenește ceilalți moștenitori. Unde vreau să ajung eu? La Revoluție, în anul 1990, toți dintre noi am spus așa. Afară cei care stăpânesc pădurea astăzi și intrăm noi ca să moștenim pădurea de la părinții noștri. Lucru care ți-a făcut. Și de ce să nu recunoaștem? O parte s-a tăiat haotic, nu de dumneavoastră proprietar, n-aș vrea să dezvolt ideea, știți cine a tăiat-o și nu s-o unde a văzut. Pe parcursul timpului ați văzut, au mai multe legi. Legea 1 din 2000, legea 247, legea 18 și așa mai departe. Așa? Dar acum nu s-a mai putut în ultimii ani și în mod obligatoriu, Direcția Silvică a Județului Bacău, prin Poporul Silvic Târgu Ocna, a înființat acest sistem de bază în mod obligatoriu și în baza mai multor cereri făcute de către persoane fizice din satul Bucuiesc, care au mers la Poporul Silvic și probabil o să vorbească și domnul Cabrac și răspune, în care au depus cereri scrise și verbale și au spus, domnule, nu se mai poate pentru că se distruge pădurea. Eu am făcut o adresă scrisă către Direcția Silvică a Județului Bacău și către Opolul Silvic pe Comră și m-am întrebat din ce motive personal silvic a Opolul Silvic pe Comră fac măsurători în pădurea satului Cucuieții.
Iar direcția sindică, prin locul sindică, Dumnezeu mi-a răspuns în felul următor, căci datorită și în baza legii, Jandarmeria Română, împreună cu Garda Forestieră, în mod obligatoriu, au obligat pe cei cu la direcția sindică să preia în baza acestei suprafețe de teren cu vegetație sindică forestieră, iar primăriile să se oblige să sprijine cetățenii pentru a obține titlul de proprietate. Mai departe, noi ceea ce am făcut, și vă poate confirma cei care sunt alături de mine, trebuie să faceți dumneavoastră ce? În baza legii 247, să vă măsurați pădurea, să stabiliți energie și să obțineți titlul de proprietate. Motiv pentru care nu ar fi investit nimeni dintre dumneavoastră. În baza unei hotărâri a Consiliului Local, am stabilit următoarele. Încheie un contract de prestări servicii cu o firmă autorizată, lucru pe care l-am făcut, și am măsurat pădurea. Dar am plecat de la zero, pentru că pădurea în ultimii 2 ani înainte de Revoluție, vorbesc de 1987, vă rog să vă corectează unul care vă greșesc, în 1987 a fost preluată de către Direcția Sindică a Județului Bacău, anume poporul Sindic Târgovna, în pază și în aceste condiții a fost preluată prin un proces verbal de la primărie dat de atunci, cu o anumită suprafață, iar în momentul când ne-am apucat noi primăria să facem măsurători, nu corespundea și domnul Havera vă poate confirma și dumneavoastră spus, domnule, stați și un pic, noi am predat o anumită suprafață în 1990 către primăria Rofteana și când am pus noi măsurători, nu mai ieșea suprafață. Domnul Havera vă spus, domnule, nu lua nimeni pădure, nici pământul de aici. Și au comandat dumneavoastră o firmă autorizată numită ICAS Brașov, pe că zic bine domnul Havera, da? Care au făcut contra măsurători și s-au stabilit odată pentru totdeauna măsurători. Lucruri care au durat mulți, mulți, mulți ani. Am avut o altă firmă care a făcut măsurători. S-a întâmplat de acel care a făcut reprezentantul firmei, a trecut la cele vergine. Nu mai există. Am luat-o de la început cu cine? Cu altă firmă. Am măsurat și astăzi suntem aici. Întâmplarea a făcut, Doamne ferește, că cel care a măsurat are boală incurabilă. Și în afară de aceste vreo 20 de titluri de proprietate care deja sunt măsurate și făcute toate măsurătorii cadastrale, e posibil, dar cum ăsta nu devine pentru că nu știu ce se va întâmpla până la urmă, trebuie să aduc o altă firmă și deja am adus-o în perspectivă, am avut o discuție totuși cu ei, de așa natură, e posibil să preia în continuare. Pentru că omul ăsta l-ați cunoscut marea majoritate dintre dumneavoastră și sunt slabe speranțe că ceva mai putea să ne dea pe idealul întrucât că e o parte din FESA, din șol, chiar mi-a transmis pe telefonul cu operația în direct. Dar n-aș vrea să ne vorbesc despre asta. Da. Toate aceste eforturi le-am făcut noi. Nu faptul că eu m-aș trage din salul de cuieți, nu faptul că eu aș avea dreptul sau dreptul și eu la pădure, ci faptul că m-ați ales de fiecare dată de 5 ori și am ajuns în fruntea comunității din Dofteana, motiv pentru care, în egală măsură, îi tratez pe fiecare cetățen din aceste localități, nu neapărat că îi incluiesc din larga, din Dofteana, să dumnea via. Dar pentru acest sat cu băieți, care are, în componența asta, 2800 până în 3000 de locuitori, sunteți unul dintre, sau nu, al doilea sat prin sat, din comuna Dofteana, ca și număr de locuitori și mărime, s-au investit mari sume de bani în acest sat, cu infrastructura, cu poduri de construire, că avem 3 poduri sus pe Valea Podului, știți destul de bine, într-o 100 de metri pătrați. Avem pod acolo lângă Neculai, lângă Florea. Așa, avem podul de la Foca, care ieri l-am încheiat cu asfaltarea și multe alte care le-am refăcut. S-au investit mulți bani. Dar s-au investit mulți bani, sâmbătă dimineața am avut o discuție telefonică cu preotul din satul dumneavoastră. Și dacă fac bine un calcul, am pentru biserică, mă ridic aproape la 4 milioane de lei. Deci 40 de miliarde în bani vechi, cred că zic bine. Cine a fost duminică la biserică, la Cuieți, s-a văzut despre donația acordată de către Primăria Comunei Dofteana în valoare de 100 de mii de lei, 1 miliard, pentru construcția capelei mortuare și a casei praznicare. Am alocat noi. Am alocat în urmă cu o lună de zile încă 40.000 de lei pentru lemne de foc și bolțare care stau la baza zidirii acestui mare, să zic așa,
Locaș, acolo unde facem pomenirea morților și așa mai departe. Dar și vreau să vă spun, mai sunt multe de făcut și mulți bani de cheltuit. Am spus mai înainte, un titlu de proprietate. Deci dacă 5 titluri de proprietate generează 91 de persoane în urmă, acele 91 de persoane o să aveți, o să vedeți pe suprafețe. Așa, unul are la Burguiești, unul are la Târgul Porcului, unul are la Praghela, unul are la Dochița, unul are la Procotiș, unul are la Tihărău, unul are pe Munca cea Mare sau unul are la Drăcoaia. E posibil numai în multe locuri să aveți. Deci pe fiecare trup trebuie și de acum încolo făcut cadastru, conform titlul de proprietate. Marea majoritate de dumneavoastră s-a făcut cadastru. Știți ce înseamnă? 700 de lei în cadastru. Și dacă 5 titluri de proprietate generează 91 de proprietari, 21 de moștenitori în urma de funcților, dar 160 de titluri de proprietate, cum vor fi? Câți vor genera? Vă dați seama? Deci, și mulțiți fiecare cu 700 de lei, să vedeți. Nu cred că mă pot achita de ceea ce v-am promis, mă repet, cu un milion de lei, cu 10 miliarde. Deci, de acum încolo, minim 10 miliarde am de cheltuit. Și ceea ce vă spuneam la punerea în posesie este următorul aspect. Astăzi o să primiți titlul de proprietate. Dacă aveți ceva de întrebat, puteți să întrebați pe doamna notar, care sunt următorii pași. Dumnezeu, Cazacul Ion, e plecat cu titlul de proprietate, dar nu este a dumneavoastră, ci este a loc. Tatăl. Și matare trebuie să vii, dumneavoastră trebuie să vii cu titlul de proprietate la primăria Loctena, să înregistrezi, pentru că există deja poziții de rol, pe bunic. Cazacul Ion. Bun. Cine este după bunicul? În baza anexei 24, cine este? Cazacul Gheorghe, Toma, Melitie Catalina, Ștefan Cazacul, e tăcât. Bun. Dar cei care v-am enumerat, aveți deja poziții de rob la pădure deschise. Pe robul dumneavoastră. Aveți? V-ați înregistrat după 90? În 1990 v-ați înregistrat pădurea. Și atunci, această pădure o registrez prin numele de Bucurui, al lui bunic, bunică, bucur, gică și bații, de care sunteți, al lui bunicu, da? Și după ce e înregistrată pe al lui bunicu, vine o înregistrare dublă. Că ai și tu Bucur Gheorghe, trecut pădure, are și taică tu trecut pădure, da? Și atunci ce va trebui? Înregistrez pe numele lui bunicu, radiez de pe numele tău, rămâne pe numele lui bunicu, emit anexa 24 de la Primăria Comunei Dofteana și vă prezentați la notariat. Cine se prezinte la notariat? Moștenitorii de functuri. Cine era Bucur Ion, bunicul Dolgică? După el erau frați, Gheorghiță, Niculiță, Mărioara, e tăcât. Vă știu pe toți. Da? Bun. Ei nu mai sunt. Vă prezentați voi. Dar voi vă prezentați pentru faptul că v-ați înțeles. Tu ai luat la Făget, celălalt, unul la Călcătură, unul la Praghera, unul la Drăcoaia și unul la nu știu. Vă duceți la doamna notar, înțelegi. Cu anexa 24 emisă de noi. Înțelegi? Repine. Scuzați, da, nu știu fiecare, nu știu unde avem suprafețele, nu spune problema și doamna notar ce face? Doamna notar vă emite titlul de proprietate în baza anexei 24 pe numele lui Bucur Gheorghe, pe numele lui Ion Bucur, pe numele lui Vasile și așa mai departe. Costurile toate, am vorbit deja cu doamna notar și am spus așa, le achită Primăria Comunei Dofteana. M-ați înțeles? Și pleci cu titlul de proprietate și vii la noi. Și atunci, din titlul de proprietate al lui Bucur Ion, mică Bucur, extragem suprafața care ai tu la Făget și o înregistrăm pe numele tău. Ați înțeles? Ați înțeles? Sper că ați înțeles. Din discuțiile purtate între mine și doamna notar, îmi răresc cu faptul că este aici, am zis, doamnă, dacă vă transmit atâtea anexe 24, ca așa mulți moștenitori, vă rog frumos, haideți, orientați-vă și dumneavoastră și poate mă lăsați cu un preț mai mic, vă trimit
Câteva sute de oameni. Și asta rămâne discuție în baza unui contract de prestări servicii între noi, Primăria Comunei Dorteana și doamna notar. Și spunea doamna director de la Oficiul de Cadastru, nu veți avea costuri decât duci la Primăria Dorteana până la notariat. Și când te mai duci încă o dată, vii cu titlul de proprietate, mă refer, cu titlul de proprietate a tău. Asta la tolac, deja. Deci lucrurile astea nu se spun. Deci sumele de bani care se cheltuie pentru acest sat și nu numai. Nu numai. Nu numai. Pentru că m-am implicat de fiecare dată peste totul și la toți și în toate satele, dar satul Cucuieți a fost un sat diferit. De ce? Și este pentru faptul că oamenii au avut întotdeauna simțul proprietății, au muncit bunicii și răzbunicii noștri și au cumpărat pădurile, n-au dobândit-o nemuncită, mai de capul lor. Cumpărând-o, am venit noi, acum, cu cei care m-au sprijinit și vedeți aici la masă, de așa natură, să vă punem normă și în legalitate. Astăzi, domnul Habera vă poate confirma. O parte dintre dumneavoastră ați intrat în posesie, când ați semnat atunci. Legea prevede destul de clar persoanele care au semnat intrarea în posesie. Au dreptul să scoată adeverință de la registrul agricol de o suprafață de pădure pe punctul respectiv, unii ai la cui gros sau unii ai pe lungă și inclusiv chiar dacă ai acest titlu de proprietate, te duci la autorul sindic, faci cerere și dumneavoastră vine marcă și îți extragi pădure chiar dacă nu ai acest titlu de proprietate. Domnul Hădărar, vreau să mă întreb, există procedere până astăzi la dumneavoastră? Nu. Nu. Există doar solicitări verbale. Solicitări verbale. Deci nu s-a dus nimeni să solicite. Am fost eu din urmă la Marte, am depus cerere pentru un salcul care pe Gigamul Gazelor. Și am fost la lor care s-au luat, așa că nu găsește cerere. Din Marte sau aprilie am depus cerere. La prima respectivă nu avea semnat. Păi, Nică, eu ce-am spus, după intrarea în posesie, după intrarea în posesie și pe semnal, intrării în posesie, aveai dreptul de a doua zi să scoți de la noi așa ceva. Dar tu unii ai sau primit? Am la Gigamul Gazelor, curătura. Are altă categorie de folosință, vorbesc cu domnul Adarac, adică tu ce ai? Ai o curătură acolo, un imaj, da? Da. Unde ai șapte sau cât, da? Nu, am doi cât. Doi mă, omule. Faci cerere tu la domnul Adarac, dumneavoastră este aici, s-o aprobat, îți dă omul smarcă și ție marcă. Poate luna aprilie sau martie. Domnul Adarac este aici, mâine dimineață te duci la dumneavoastră, cum spune, și rezolvi situația. Haideți ca să nu înge. Deci despre asta vorbim. Să țineți legătura cu noi, cu instituția, tot ceea ce vom face. Și în încheiere aș vrea să vă spun un lucru. Oameni buni, eu nu mi-am terminat treaba ca și primar. Adică, ca dumneavoastră să intrați în posesie, partea cealaltă, ca dumneavoastră să primiți toți titlul de proprietate și așa mai departe. Dar este un început care sunteți unicat în țară despre așa ceva, pentru că citeam într-una din zile și m-am uitat câte mii de suprafețe de pădure sunt în România, care încă, la ora actuală, nici sistem de bază nu are și nici titlul de proprietate. Noi avem un pas mare. De ce vă spun că trebuie să investim noi? Pentru că dacă dă Dumnezeu și încheiem cu pădure, noi avem atâta suprafață, 2400, mi se pare, de hectare, teren, islas, în devărmășie. Și acolo e o mare problemă, acolo, cel puțin la pădure știm tot proprietarii. Dar în partea cealaltă, nu știm de ce. Pentru că au venit câțiva dintre dumneavoastră, au declarat că are islas, așa, îndătești cu adevărat, la impozite și taxe, dar în momentul când o să fie să măsurăm, vă întreb cum repartizăm. Că toți o spui, au avut și bunicul, au avut și tăticul, au avut și nu știu ce. Iar o altă problemă, că nu poate ca să fie o suprafață nemăsurată, necadastrată, în condițiile în care, în baza unui proiect european, avem dreptul să cadastrăm cadastru sistematic gratuit. Dar trebuie să știi ce cadastrezi, să fii un proprietar, că s-a dat cu adeverință acolo, dar eu sunt proprietar pe poia la ce mare, sau pe podei, sau la prave. Nu? Cunoaștem cu toți credem. Deci sunt multe de făcut. Dar cine va conduce această instituție trebuie să fie cu fruntea sus, să investească, să cunoască terenul, să cunoască oamenii și să aplice legea. Pentru că dumneavoastră veniți la mine și spuneți, domnul primar, uite, sunt oameni care
nu au nicio suprafață de izlaz. Și arestând. Din calcă izlazul, din calcă pădurea, din calcă frânețe. Și tot cu dumneavoastră trebuie să lupt, să vă pun pe toți în posesie. A doua problemă care vă spun este aceea. Eu circul prin pădurea Cucuiesc, Larga și prin toate pădurile. Prin natura faptului că am un obiect spânător și duminică am fost, dar eu să vă spun așa. Izlazul dumneavoastră, 70% este în pădure. Vorbim despre cărcăriști, vorbim despre codei și acolo nu au nicio lege. Legea unde este? Este în mâna lui Traiunț, mă iertați să spun așa, la luna, și chiar în una din zile, poliția locală vine și pe aceea, o știți acum, din vreo câteva zile, domnul primar, am găsit la un cetățean în Lofteana, mesteată, vă dau poze, lungi de 7, 8, 10 metri, subțire de 12, 13, așa, de unde ar putea să fie aici? Din izlazul de la Cucuiețe. Nu se poate așa ceva, pentru că izlazul are pădure, va crește mare și va fi în mâna celor care nu merită ca să o exploateze. Asta vă spun. Închei mai departe, înainte de a semăna aceste titluri. Nu am umblat cu minciună față de dumneavoastră. Vreau să puneți doar parte. V-am spus doar numai adevăr. Motiv pentru care vă mulțumesc pentru faptul că ați avut și aveți încredere în mine. Dar aș da un pic să derulesc filmul înapoi din luna mai, perioada campaniei electorale la locale. Când inclusiv pe Valea Codului, unul care a fost consilier, îl știți, fost consilier. Și de ce să nu spun la PNL, da? Cum ești poartă de poartă cu Valea Codului prin sat? Eu vă dau titlul de proprietate cu candidatul lor. Întrebarea mea este așa. Cine dă titlul de proprietate? Adică eu știam destul de bine. Cu așa mulți bani investiți, cu atâta timp pierdut, cu atâta de ori care v-am cărit, cu toate idealurile, hai la măsurători, hai și trage de ruletă, hai trage de lanț, hai vin acolo, hai chema la atâtea ședeți. Nu i-am spăzut pe ei. Ba, mai nou, în parcul dendrologic Tofteana, domnul Adara, au auzit, dar nu poate să vorbească, știu sigur, a fost domnul ministru al mediului. Și este înregistrat. Și vedeți ce scrie acolo. Mă bucur că am rezolvat situația proprietarilor de pădure din comuna Lofteana. Oricare nu face. Oricare nu face. Oameni buni, minciuna are pași scurți. Nu merge departe. Cu minciuna, unii au ocupat unde-a funcții. Eu, cu adevărul, am ocupat funcția de primar a 5-a oară și a 4-a și a 5-a oară aproape cu 90%, motiv pentru care vă mulțumesc și vă promit că vă voi livra toată bunăstarea și să aveți toată încrederea în mine pentru faptul că dacă sunt sănătos, îmi voi duce treaba la capăt, dacă cineva mă va înlocui, trebuie să fiu și eu înlocuit odată, vă spun sigur că aparatul de specialitate pe care o conduc astăzi am un lucru de acum încolo 5-6 ani de zile, pădurea la Cucuiețe, care ea va fi pusă în posesie, care ea, împreună cu cei care ne vedeți la masă, vă face de așa natură să aveți titlul de proprietate. O altă situație, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că vă înțelegeți. Nu prea am auzit situații litigii. Puțin. Sunt aici, am plecat pe 17 ani. Și au fost câteva litigii în Cucuiețe, care am intervenit să-i impact. Nu au vrut și o parte a rămas condamnați. Pentru că nu am înțeles pentru un fapt care e o tăiat din potar și așa mai departe și știți și dumneavoastră. Motiv pentru care eu vă mulțumesc pentru că v-ați înțeles. Dar cei care vor primi titlul de proprietate și nu se vor înțelege și or să se face asta, am titlul de proprietate, fac ce vreau, nu mai calci în pădure, că e de la tătăica. Nu. Aia nu ne voi dezbate moștenirea cu sume de bani din primărie, ci îi îndreptăm către judecătorie și acolo să suporte din buzunarul lor. Sper că sunteți de acord cu mine, pentru că eu vreau să vă dezbat moștenirea și să-mi dați în posesie și cu adevărat să aveți de proprietate cu banii din impozite și taxe pe care dumneavoastră îi plătiți la primăria comunei Tofteana. Și dumneavoastră îți plătit și înaintați și dumneavoastră toți și plătit cu toții și la ora actuală. Iar cei care nu se înțeleg și ajung în instanță, acolo în instanță primește avocat, primește expert, primește deplasare la locul faptei, primește cheltuieli de judecată achitate, motiv pentru care nu mă angajez în așa ceva,
și v-am mai spus-o și când am făcut ședință între mine la poezii, vă spun și la ora actuală. Ceea ce am avut de spus, v-am spus în mare măsură. V-aș ruga, pentru că văd pe doamna Pătru Sărăbăța, am adus-o și este destul de bolnavă. Și mulțumesc până de tot pentru faptul că a venit. Oamenii, titlul acesta de proprietate o să o primească unul dintre moștenitori. Unul. Nu sigur unul. Și ce dați moștenitori după el? Dumneavoastră, între dumneavoastră, când vă strigă secretara, dau un exemplu. Cazatul Gheorghe. O să vă zic, doamne, cine ridică titlul de proprietate, trebuie să fie unul care este trecut în titlul de proprietate. Adică cu mine Gheorghe, cu mine Coma sau altul. Îl ridică el. Asta nu înseamnă că el este proprietarul decât până la dezbaterea moștenirii. Face parte și este moștenitor în urma de fund. Iar ceilalți dintre dumneavoastră, ca să vedeți ce scrie într-un titlu de proprietate, ca să-l aveți și dumneavoastră însertat, vă dăm un duplicat conform cu original. Deci, domnule secretar. Conform cu original. Și nu-l credeți. Și-l aveți. Conform cu original. Din experiența care am în administrația publică, și în dimineața asta la ora 8, fericirea domnului meu fără atac, eu din casă. Nu era din cuieții. Era de biserică. Cum? Păi ce luat asta, nu pleca soția de acasă, supăra cu mine, nu găsă pe altul și-o pleca. Nu. Dumnezeu e duplicat, care este conform cu original, iar cel care sunt îndrăznește să facă așa ceva, nu poate să facă nimic cu el. Vă asigur, eu vă vorbesc din experiența mea, din specialitatea mea. Să nu vă faceți bine acest punct de vedere. Oameni, vă rog, doamna secretară, împreună doamna secretară Mariana Spoia, să înmânați acest titlul de proprietate, să lămuriți oamenii. Dacă nu ajung copiii după titlul de proprietate conform cu originalul, anișoara, faci ceea ce spune. Notez. La cine nu a ajuns? La familia Putare, da? Inodez unde? Cum se numește? Bânțul Nicolae, da? Nu mai ținem oamenii aici, după, așa? Le punem cu ștampila conform cu originalul, permitem pe Andreea și în două zile, maxim în două zile, ajunge titlul acasă, refer, la cei care nu dăm în original. Conform cu originalul, la cine a solicitat. Și dacă cineva pe parcurs, presupune, un băiat de loc, Bucur Gheorghe, de-a lucit. Prea băiatul, o să aibă un lucru. Da, vine aici, numește secretara, e mitin, o copie conform cu original și-o primește și el. Sper că m-ați înțeles. Dacă din cei care suntem la masă dorește cineva să mai vorbească, eu am lungit, într-adevăr, vorba, dar sunt niște lucruri care oamenii vin și ne contactează pe noi, iar mi-am făcut lecția de așa natură, de pot să dau orice răspuns, am răspunsuri la mine, o parte dintre dumneavoastră a spus la validarea mea aici, în sala, în Casa de Cultură. Și când am atins niște puncte sensibile și le-am spus la foștii mei contracandidați, faptul că nu mințiți oamenii din Lofteana, pentru faptul că eu țin foarte mult la ei și nu vă permit să-i duceți cu vorba. Nu. Ați scris în platforme de program că dumneavoastră veți da titlul de proprietate. Și atunci o să ridic în sus. Na, când spui adevărul, știți că doare, nu? Așa. Păi de ce mințiți oameni? Păi frate, noi avem demersuri făcute. Și bani investiți. Și multe altele. Sau spunea că vom face un sistem de distribuție a gazelor. Până la ora actuală, am introdus, cred că, 30 km de conducte de gaze. Dofteana, Haidea, centru, Dofteana și așa mai departe. Și fii dumneata și spui în condițiile în care, împreună cu cei care vedeți la masă, am obținut un proiect european în valoare de 14 milioane de euro și nu va rămâne niciun cetățean din toată comuna să nu aibă branșamentul de gaze la poartă și cutia cu conducte. Așa am obținut proiectul. Vă mulțumesc încă o dată faptul că m-ați ascultat cu mare atenție, iar cei care sunteți la masă, dacă vreți să mai vorbiți, eu. Vă rog. Domnul primar, eu am spus că toate titlurile au ajuns la Dofteana gata semnate de mine și de colegii mei pentru ca primăria să poată să facă copiile conform cu originalul. Și acum aș rugau pe doamna director de OCPI să dea citire
celor deja emise și listei care vă urmă. Toate actele care au stat la baza în spate de proprietate sunt pe masa acolo, uitați, sunt dosare întregi. Fiecare ce ați venit și ați depus, ce revizia când ați depus, copii, actele dumneavoastră, identitate, toate sunt aici. Voi începe cu cei cinci care vor primi susținere de proprietate. Știu, am să spun familiei de funcție ca să fie lucrurile mai clare. Da, ne ghiți, pe rog. Eu am trei gândi prăgânti nați. Și care mea are, ce zice, că ia și eu părsecă, dar eu am zis pe nați. Nu poate să facă nici pe nați. Da, eu am înțeles aspectul și nu ești singurul din sală, să nu ești singurul din sală. Repet, spunându-vă. Da. De așa natură că
inclusiv jumătate din casa care a construit-o Lăzărit acolo, face parte din schița veche. Deci dumneavoastră ați venit tot, băi, schița veche, noi punem schița veche în aplicare. Corect. Schița veche, care era deja și la Oconosimpi, care era deja domnul Hadrac și la domnul Socaci, care era și la Nea Mihai Spoială, e decât. Schița veche. Ăsta e primul subiect care l-ai deschis și sper că este valoare pentru toți. O să zic, domnule, stai că e fânaț acum. Eu am 10 prăjini de fânaț, dar de fapt se trebuie din schița, din schița pădurii, vreo 3 prăjini, din ea pădurea. Da, pădurea o să crească acolo, pentru că acolo nu va mai fi voie de exploatat nimic până pădurea, până când pădurea va ajunge la maturitate, în baza legii. Asta pot să vă spun. Deci te-am lămurit. Cu primul subiect, îi schiță de pădure, cu al doilea subiect, te rog frumos și te aștept să vii oricând și o clarificăm. Asta este. Voi da citire celor 5 titulari, așa, titlurile de proprietate care vor fi numărate astăzi. Știrbu de Ioan, Cazacu Matei, Luca Gavrilă, Rodilă Maria și Bartolomei Gheorghe. Iar la Suceava, la Garda Forestieră, au fost trimise următoarele titluri. Știrbăț Vasile, Iorga Maria, Matei Vasile, al doilea lot, al doilea lot, semnat de către Oficiul de Cadastru și trimis la Garda Suceava. După ce se întoarce de la Garda Forestieră Suceava, semnate către domnul prefect și da. Procedarea. Deci, spune doamna director, primele ne strigăm acum și le dăm. Primele. Primul lot. Celelalte, începând cu Știrbăți Vasile, întâmplarea face chiar bunicul meu, e la Garda Forestieră. Niciuna, niciun titlu de proprietate nu poate să ajungă în posesia nimănui până când el nu este semnat. Și de Garda Forestieră. Cine este Garda Forestieră? Pentru cei care nu știți. Garda Forestieră este o instituție care este și verifică direcțiile silvice. E adevărat, domnul Adrag? Deci este o instituție mai sus. Dar întâlnirea la prefectură, când a fost făcută și vă poate confirma cine a fost, Gheorghe Bucur, Vasile a fost? Da. A fost și directorul de la domnul Gășpărel, de la Garda Forestieră, care prin grija fostului prefect, domnul Lucian Bogdanel, l-a adus acolo, ne-am întâlnit cu toți. Eu m-am dus și am zis, dom'le, haideți să facem ceva cu oamenii ăștia. Îi luăm și pădurea în fază, nu-i dăm niște titlul de proprietate și până la urmă rămâne situația, că nu era vorba de retrocedare. Era vorba de o pădure care a fost cumpărată, cum ai luat o haină, am cumpărat-o eu și din mâine nu mai am avea pentru că e chinarea ta. Nu? Și v-am spus și la prefectură. Nu eram singur. Mă zbat că în aceeași situație cu pădurea sunt și eu, ca și dumneavoastră. Și nu mă zbat să-mi iau pădurea pentru mine. Nu. Eu mă zbat să o iei oamenii la cuiesc. Și nu mă zbat numai faptul să rămân în istorie. Nu. Să le fac pe plac înaintașilor, bunicilor, jurez bunicilor noștri care au muncit și au plătit-o și în aceste condiții, ca moștenitorii, copiilor, nepoților, să intre în posesie și să ducă mai departe proprietatea pe care au muncit-o lor și au cumpărat-o cu bani și cu muncă. O să-i strige doamna secretară și vă rog pe rând să veniți, dar să nu fie cu discuții. Cine este primul? Mai ceva ceva. E prima vară. Se pare curat, că pe povărul curat, că e curat. Deci ce pasă cu poților, dacă el acolo ține-o timp cum se vedea la lucrurile? Bine, încă o dată repet, auzi și oamenii ăștia. Respectos te rog. Ia nora, ia băiatul, ia fata și te aștept să vii la primărie. Discutăm în birou pe acte și stabilim ceea ce trebuie să faci în continuare. Așa stăm până mâine dimineață și vorbim la aceeași vorbă. Eu vreau să te lămuresc omenești din tot sufletul meu, ca să pleci lămurit, ca să te poți privi în ochi, ca să mă poți privi în ochi, omenești, că nu facem nimic din cazul ăsta. Cazacul Ștefan. Cazacul Ștefan. Cine este doamna? Eu. Fata lui. Eu. Fata. Nu vine nimeni din partea lui. Poftim? Deci aveți calitate de moștenitor, nu o cazat cu Ștefan. Poftim, puteți ridica.
Deci Anișoara aici îți face ce are, Anișoara. Mulțumesc! Să rămână, doamna, mulțumesc foarte mult! Eu am vrut ca să fiți prezentă aici, eu personal am vrut și am vorbit și cu Nicoleta, cu mica dumneavoastră, să fiți aici. Pentru că ați rămas singur din dumneavoastră. Haideți să vă lămuresc până o dată. Acest lucru e proprietar și tratatul negru. Doamne, în șinea comă, sunteți și dumneavoastră. Poate rude, că ați putut apropiare. Poate o mare din miez. Așa. O vedeți. O vrea neghiță. Cât drept o are neghiță, aveți și dumneavoastră. După Ștefan. Să dau la cei care au depus cerere și trebuie să sunt în viață. Rețineți. Lucrul ăsta nu l-am spus. O depus cerere spoială de culoare, da? La momentul când se depuneau cerere. Rețineți. Bun. Poate vă spune cineva și spune așa, băi, stai așa, când n-ai fost, n-ai depus cerere, nu primești. Ba da? Când dezbați proșterile, scoatem anexa 24. E adevărat, domnul doctor? Spuneți dumneavoastră. Și intră doar cei care au făcut cerere și sunt petituri. Petituri de proprietate. Da. Înghițeți, ăsta e titlul mă dată. Ia. Felicitări și că Dumnezeu fi sănătos să stăpânești împreună cu toți cei care sunteți și faceți parte de cealaltă de dumneavoastră. Good one.
Da. Da.
Thank you.